O echipă care a arătat foarte bine, 4 victorii fără să primească gol, o echipă bine organizată, cu încredere și noi am venit demoralizați total după jocul de la Arad și jocul de acasă cu Craiova. Mari emoții, mai ales că era un joc foarte, foarte important, 3 victorii la rând, adică 3 meciuri la rând să le pierzi, lucrurile se complicau. Sigur, nu l-am considerat decisiv, dar sigur, pierzând astăzi aici, am fi avut mari probleme, dificultăți. Este arena din Cluj mai grea decât aceasta de la Ploiești, ca și gazon, mă refer? Da, acum, sigur, noi schimbăm gazonul. Noi, e posibil ca meciul de cupă, sper ca meciul de cupă și următorul joc, din păcate, jucăm în deplasare, cel cu Miloveni, jucăm la media și unde acolo, nu știu dacă Cluj a câștigat un meci. Echipele sunt apropiate valoric, puține puncte, hai să zic, Petrolul, Craiova, undeva zic eu, și-au cam îndeplinit primul obiectiv, dacă pot să spun, salvarea la retrogradare, că Craiova nu avea acest obiectiv, dar Petrolul, clar, în acest moment se poate gândi la altceva. Sincer, vă mai este dumneavoastră frică de cu echipa asta de retrogradare? Da, da. Am mare emoții. Am mare emoții. Pentru că, vedeți, jucăm meciuri foarte, foarte bune cu meciuri foarte, foarte modeste. Bănuiesc că au primat puncte. Da, și teama. Și teama pentru că așa se întâmplă. Nu vrei să te duci sus, să ataci, pentru că ceea ce mi se pare normal, în momentul în care te retragi foarte mult, acolo se poate întâmpla orice înfermă. Nu-i vorbă că și Petrolul a făcut în alte meciuri la fel și alte echipe au făcut la fel. Oare, vă întreb dumneavoastră, ce credeți? Se pare că este o caracteristică a fotbalului românesc în momentul de față? Da. Și oare ne ajută cu ceva? Nu. Nu ne ajută. Dar asta, mentalitatea, o astfel de mentalitate trebuie construită și ai nevoie de timp. Și acum trebuie să construiești o echipă cu, știu eu, alte obiective, cu continuitate în ce înseamnă realizări individuale, realizări. Ce concluzie să mai fie? Da, din păcate am pierdut acest joc, un joc care l-am început foarte, foarte, foarte slab. 15 minute, cred că s-a jucat meciul. Nu știu de ce, pentru că am spus de la început că condițiile astea meteo, fim foarte atenți, primul rând și ce ghete luăm și să ne adaptăm mai repede la condiții. De păcate, noi nu am făcut-o, au făcut-o ei mult mai bine decât noi. Au început foarte bine, foarte agresiv, au câștigat dueluri și, din păcate, au primit 2 goluri, după care am încercat să revenim în joc cu schimbarea Jefferson Mario. Eu cred că am echilibrat finalul de primă repriză. Dacă reușeam să înscriem acolo prin Gicu Crozav, cred că repriza a doua ar fi fost, eu știu, mai aproape să egalăm. Repriza a doua, o posesie a noastră, dar fără să fie ceva concret. Mergem înainte, așa cum l-am spus și lor, o înfrângere care ne doare, dar lucrurile nu sunt terminate și vom avea mult de muncă până la final. Te-a mulțumit ceva la meciul ăsta? Nu pot spune că m-am mulțumit ceva. Poate, eu știu, intrarea lui Jefferson, să zic că aduce un plus și mă bucur pentru el că începe să prindă ritm de joc. Ce pot să te mulțumesc la un rezultat acasă 2-0 pentru adversar? Nu știu dacă ceva de mulțumit. Ce trebuia să facă Mario și n-a făcut? Mario, nu aș vrea să fie un subiect Mario, este o decizie pe care eu am luat-o pentru a juca cu el. Este decizia mea, este responsabilitatea mea. El a încercat să facă lucrurile așa cum i-am spus eu, dar, din păcate, foarte puțin i-a reușit. Chiar și după momentul în care a venit la bancă și am mai primit alte indicații? Da, din păcate el nu s-a adaptat deloc la condițiile de joc. Vine Ion Prăbunescu în ofensivă?
aș putea spune. Bătescu este un jucător foarte bun, un jucător care ați văzut că are calitate și poate să decidă un joc. Dar nu știu, vrea să, eu știu, să depindem de un jucător pe această echipă. Important este să rămânem acel grup unit care am câștigat 4 meciuri la rând și eu știu, trebuie să gestionăm foarte bine, această înfrângere, să rămânem umili, să rămânem tot așa cu foame de puncte. Când vă spun de fiecare dată că acest play-off se joacă până în ultima etapă, poate credeți că eu vin și fabulez aici. Nu, meciurile sunt foarte, foarte grele. Luptă, ați văzut și astăzi, da? Orice victorie te poate aduce acolo sus, orice înfrângere te poate duce în zona nisipurilor mișcătoare. Deci, un play-out foarte disputat și asta am simțit-o pe pielea mea. Cât stă Budescu? Budescu de luni, de mâine intră în programul de pregătire. Care să fi fost factorul decisiv, terenul sau echipa astăzi? Eu cred că, din punct de vedere, ați văzut și dumneavoastră, început de joc a fost unul foarte slab, nu trebuie să ne ascundem de acest lucru, au câștigat dueluri, au fost mai agresivi decât noi. Dar după schimbare, cu Jefferson, eu cred că am echilibrat, eu știu, balanța și puteam chiar să înscriem și altfel s-ar fi desfășurat ostilitățile. De-a lungul timpului, Petrolul pierde în ziua de Paște. Asta e, nu? Ai știut treaba asta înaintea meciului? Vă dați seama că n-am știut și îmi pare rău că tot așa... Pierdut un meci acasă, în primul rând, faptul că e și în zi de sărbătoare și mai greu pentru noi. Da, am vorbit și cu băieții să meargă acasă, să liniștească și să revenim la antrenamente cu acea dorință pe care am avut-o și înainte de acele 4 meciuri pe care le-am câștigat. A fost un moment în care, eu știu, au scandat ceva, după care eu, cel puțin în repriza a doua, i-am simțit alături, mai ales în momentele când am reușit să punem în pericol, să avem acele ocazii, i-am simțit aproape de noi și ne-am încurajat. Și la final, când am mers, ei au fost alături de noi, așa cum am câștigat 4 meciuri, această înfrângere, au zis să mergem înainte și să aducem puncte în următoarele partide. Refer la momentul în prima repriză când s-a strigat, jucați fotbal. Da, a fost un moment, îi înțelegem pe suporterii, suporterii noștri sunt pretențioși și cred că, eu știu, e mai multă răbdare, dar asta este, nu vreau să comentez absolut deloc. Important e că, eu știu, pe parcurs s-au fost alături de noi și